Îți place dur, lent sau ambig? Nenorocitule, ce e asta? Uite, vezi, când ai spus cuvintele astea, s-a creat instantaneu un moment de românitate. Românitatea se naște, Dumnezeu spune stup. Și vine românitatea asta, selenară, este absolut extraordinar. Spunea săptămâna trecută, la Târgu Jiu, dacă nu mă știu, feminitatea românească are în ea ceva selenar, are ceva, o esență de dumnezeire. Femeia româncă trebuie să-și păstreze generozitatea ei în ochi, pentru că această generozitate pe care o regăsim exact la Grigorescu. În pictura lui Grigorescu, femeia româncă nu are nimic de budoar în privire. Este numai esență de românitate pură, nealterată. De ce ai adus curva asta în patul nostru? Foarte bună întrebare. Am adus-o pentru că, așa cum spunea la un moment dat, în imensa lui, în extraordinara lui generozitate, Noica, care vorbea la un moment dat extraordinar, într-un mod absolut ambigu, foarte puțin de înțeles, dar spunea despre imposibilitatea de rezistență în fața privirii româncei. Uite-te la ea, era absolut imposibil. Noica spune, într-un mod extraordinar, biserica ortodoxă este ca femeia. Nu vine la tine, te duci tu la ea. Și uite, ea a venit. Esență pură de românitate. Asta este femeia româncă, ancestrală. Mr. Puric, can I go now? Măsa-i româncă.